Salut, sunt la München să conduc o mașină de legendă de la Ford, a 6-a generație Mustang. E o mașină care, iată, pentru prima dată este comercializată oficial și în Europa după 60-70 de ani de existență pe piața acestui nume. Inclusiv în România puteți alege între două versiuni de caroserie, una decapotabilă și una coupé, cu două uși. Tot două sunt și motorizările pentru care puteți opta pentru Mustang, 2,3 litri EcoBoost de 317 cai putere și 5 litri V8, un motor care dezvoltă 418 cai putere, este varianta pe care o conduc acum. Motorul de 5 litri V8 sună și accelerează cam așa. Iar motorul 2.3 EcoBoost cam așa. Ce mi se pare mie foarte interesant la mașina asta este pachetul. Privită în ansamblu, ai un preț de achiziție foarte bun, cu prețuri pornind la 35.000 de euro, cu tot cu TVA în România. Deci, practic, chiar și cea mai scumpă variantă nu trece de 50.000 de euro, cu tot cu TVA, cu motorul cel mai puternic și cu opțiunile cele mai bogate. Deci, ca pachet de preț, mașina vine la într-o variantă foarte competitivă. Iar apoi, ai toate acele detalii pentru care merită să-ți trăiești viața și să cheltui un ban la un moment dat. Adică ai un sunet foarte bun de la ambele motoare, ai un interior ușor spartan, dar mult, mult evoluat față de ce știam de la vechiul Mustang, de exemplu, și scaune foarte confortabile. Puține lucruri pe care le găsești la acest Mustang se mai regăsesc în mașinile de astăzi, cum ar fi, de exemplu, o cutie de viteze foarte, foarte bărbătească. Trebuie să exerciți o presiune mare asupra schimbătorului să schimbi treptele, un lucru care mie îmi place foarte mult. De asemenea, vezi foarte mult din capotă, e foarte plonjat așa botul și vezi mult din capotă. Vezi cum se așează mașina pe drum la fiecare viraj. E o senzație din asta de cruising, așa, de călătorie lungă, de o culoare deosebită. Singura mașină comparabilă cu care am mai mers este Camaro, în 2013, dacă nu mă înșel. E bine, făcând așa o mică comparație, clar Mustang este o mașină mult mai europeană, cu un design mult mai reușit și interior și exterior, și este și ca motorizări mult mai adaptată la piața europeană, cel puțin cu acel 2.3 EcoBoost. Față de alte cupeuri sau decapotabile de categorie similară, în Mustang regăsești încă spiritul acela american de sunet puternic, motor mare și o ușoară relaxare așa a suspensiei. Nu e cea mai dinamică mașină cu care am mers, nu se poate compara cu un Serie 3, de exemplu, sau cu un model de la Porsche, însă ai toate ingredientele acestea tipic americane, sunet, motor, ținută de drum, direcție, ambalate și setate foarte plăcut, astfel încât mașina devine foarte coerentă, îi cunoști foarte bine limitele, știi până unde poți să mergi. Dacă vreți să aflați și alte lucruri despre noul Ford Mustang, pe care eu poate le-am omis în acest review, scrieți-mi la comentarii și vă răspund la fiecare în parte.